Salut, salut, aici este Alex Fuego, bine ați revenit la un nou gameplay, o nouă serie data asta, după cum puteți vedea și voi, vom încerca jocul Just Cause 2, sunt foarte curios să văd ce se întâmple, în acest joc, sunt un mare fan al acestui joc, deși nu am jucat prea multă vreme, nu am jucat deloc Just Cause primul, deși știu că este un joc absolut bun, mai ales 2-ul, din ce am putut să văd și din ce am jucat puținele minute pe care le-am avut în gameplay. Este un joc excelent și ce îmi place mie cel mai mult. Așa să că urmărim ca simplu să despre ce este vorba. Here we are, Panao Islands. Southeast Asia's best kept secret. It's agency territory, right? U.S. friendly. Not anymore. And that's why we're here. Someone not dancing to Uncle Sam's tune? The old president was assassinated by the new president, Pandak Panay, his son. And he won't pick up the phone. He doesn't sound much like a people person. Right. He's attempting to eliminate all opposition. Sheldon was trying to figure out his agenda when he disappeared. So, what? He's gone dark before. Not like this. Worst case scenario, he's gone rogue. So what's in it for him? I don't know, Rico. But if he has turned, you gotta take him out. That's a bitter pill, Kate. Sheldon taught me everything I know. Which is why you're here. You know his M.O. I can't argue with that. We gathered all available intel onto these memory cards. Marshall here will download them onto your PDA. Damn it! That's incendiary stuff on those cards. They fall into the wrong hands. It's gonna be one hell of a firestorm back in Washington. Whoa! The natives are restless! Someone doesn't like us. Panauan military. I recognize the flak. We sold them those guns. Get back from there! I was running out of ammo anyway. Don't wait up. Marshall's is dead, but he's still got your PDA. Catch up with him before he crashes into the ground. Să facem ce știe băiatul ăsta cel mai bine, ca întotdeauna, și ce-mi place cel mai mult la acest joc este libertatea care ți-o oferă în absolut orice punct de vedere. Cum îi place adrenalina, cum îi place viața extremă și înălțimile, mai ales atunci când este vorba de viața virtuală, unde știi că absolut nu ai nicio limită și poți să faci orice după bunul plac, exact ce îți oferă acest joc și ce m-a atras cel mai mult, ținând cont că este un joc superb cu o grafică excelentă, deși nu este deloc nou, zic eu că ține pasul în absolut orice punct de vedere cu toate jocurile din ziua de azi. Vă puteți vedea și voi, jocul se mișcă absolut super cu graficele la maxim. James Bond styles. Big guns for such a small island. There are five remaining memory cards, all full of compromising intel. You better haul ass before the locals get their hands on them. Use your grappling hook to get inside the base. Ce m-a atras întotdeauna la acest joc, după cum puteți vedea și voi, stilul caracterului de a fi, de a merge, de a se comporta și absolut controlele sunt foarte, foarte bune. După cum puteți vedea și voi, ai opțiune de chestii de făcut. Take
și grappling hook. Ce înseamnă un fel de grappling hook? E o armă specială pe care o folosește eroul nostru. Pare că abilitatea lui de a sări la înălțimi foarte mari nu este una prea bună. Ce pot să zic despre el? Este unul dintre eroii mei preferați. Cât am avut oportunitatea să joc cu ei. Din câte știu din primul gameplay, se pare că putem să facem chestia asta. Chaos. Chaos, ce înseamnă Chaos? Pentru cei care nu știți, știu că mulți dintre voi nu prea le aveți cu engleza, din păcate. Chaos înseamnă pur și simplu haos, pe care trebuie să-l provoci pe insulă. Din câte am înțeles, that'll come in handy. I've got a lock on another memory card. Tough guy. O să încerc să joc cât mai safe. Vreau să văd cât de mult pot să rezist în viață fără să mor în acest joc, deși știu că poate să fie destul de provocator jocul ăsta. O să încerc să-mi dau silința cât de bine pot. Așa. Nu ne ziceam ce ziceam exact. Deci op. Ținta mea nu prea mă ajută. Să folosim puterea mouse-ului meu. Deci după cum ziceam, nu știu dacă ați văzut, dacă știți în videourile precedente. Am un mouse destul de special care mă ajută foarte mult în first person shooter sau și cum sunt shooterele acestea normale. După cum puteți vedea, acum sunt înarmat cu o simplă armă, un simplu pistol. Doi la rând, fără probleme. Cum ziceam, am un simplu pistol, după cum puteți vedea și voi. Și ăsta este modul de tragere normal. Atunci când țin apăsat pe click stânga, trage un singur foc, după cum vedeți. Acum țin butonul apăsat. Însă, am opțiune la mouse. Acum am apăsat, este mouse-ul are lumină. Este pe culoare verde și odată ce țin apăsat pe click, o să vedeți o mare diferență. Deci pur și simplu nu trebuie să mai tatonez butonul, nu trebuie să apăs de mai multe ori. Apăsul o singură dată și țin apăsat și îl folosește ca și cum ar trage automat. Ceea ce mă ajută foarte mult în shootere și mai ales în jocurile de genul ăsta. Hai să luăm și ultimul memory card, să vedem ce se întâmplă mai încolo. Desigur, eu știu că de cât am ajuns până la misiunea a doua. Crap. It's a good day to die, my helicopter friend. Și cum ziceam, trăim într-o lume pe o insulă în care absolut să rezolvi problemele și ca să atragi atenția asupra ta trebuie să faci cât mai mult haos, după cum o să vedeți în momentele următoare. Distrugi absolut orice vezi în față, orice monument care poate să fie distrus. Încercăm să ne facem prezența cât mai știută. Oare am ratat ceva? Oare mai trebuie ceva distrus? Așa. Da, nu cred că mergem. Mare. Nu cred că mai avem mai nimic. Și turnul acela, ok, cred că e destul. De când aștept jocul ăsta, l-am de foarte mult timp în calculator, de-abia acum am apucat să-l joc. Și se pare că n-am făcut alegerea greșită. Este un joc pe care îl așteptam foarte, foarte nerăbdător să-l joc. Puteți vedea, putem să jucăm stilul soldatului incognito.
incognito până la un moment dat când te întâlnești cu inamicul față în față și nu mai ai nimic altceva de făcut încât să omori sau să fii omorât. Ia să vedem ce putem să facem. Să luăm puțin prin surfii de băbăiți ăștia. Wow, se pare că sunt destul de mulți soldați prin zonă. Încercăm să luăm cât mai multe părți câte sunt disponibile. Folosim acuratețea mai bună. Oh, you scared. You scared my little pumpkin. Ok, să vedem ce mai găsim pe aici. Dacă nu mă înșel, aici avem niște grenăzi. Exact ce mă așteptam. Am văzut pe partea alta, știu că este... pare că nu mi-a ieșit prea bine. Mai dăm o tură. Încă nu m-am obișnuit cu parașuta, o să-mi trebuiască ceva experiență. Însă zic eu că am destul timp să mă acomodez. Cam până aici a mers. Știu că poți să faci mult mai multe cu grappling hook-ul, o să învăț pe viitor. Știu că jocul îți oferă absolut toate. Ok, Roger. Se pare că trebuie să mergem. Jocul e cam violent când vine vorba de parașută. Ia să vedem dacă putem să ajungem fără să fim depistați. Trebuie să ții camera destul de sus ca să nu fii depistat de inamici, adică nu să fii depistat. Să ai un glide, o... Hai să vedem dacă putem să ajungem. Se pare că am fost depistat. Ok, grenăzile le-am. Hai să ne putem să facem noi ceva. Grenăzile încercăm să le folosim cât mai mult. Soldații în general nu sunt niște oponenți foarte, foarte greu de bătut. Nu sunt foarte greu de bătut, însă în atunci când sunt mai mulți numere foarte mari, atunci îți creează o problemă foarte mare. Asta s-ar putea să ne fie cu folos. O să faci niște chestii pe aici, însă nu cred că merge pe acest elicopter. Se pare că fata s-a hotărât să ne ajute și pe noi în misiunea noastră. Să vedem ce o să se întâmple, din câte am aflat pe aici prin zonă, pe această insulă. Ok, Hotshot, hang tight. I'm gonna make a pass around that building. Get your guns out and deal with any rooftop hostile. Se pare că până aici a putut să ne aducă cel mai mult în față. Cum ziceam, se pare că... Oare? That was close. Holy crap! Oh, that was... Holy shit! Să ne reușim să... Să-l facem să plece de acolo? Se pare că nu, trebuie să... Le dăm personal! Fail.
Bine că încă mai pot să-l fățui așa puțin, însă n-a mers. Ce se întâmplă aici? Holy crap, I'm holy! Se pare că avem poate de ceva distracție în zonă. Tot ce mișcă trebuie distrus. Hai să luăm și ultima bucată de memory card. Ok. Nu știu de ce, dar nu cred că o să mă îngrijoreze prea mult rachetele astea ale lor. Ținând cont ce am găsit. It's Christmas. God damn it, Kane. You better get a move on. I'm inbound. Stand fast and give him hell. Say hello to my little friend. Jibaya, bitches. Running out of options, Kane. Don't worry. Use the grenade. Do your stuff. Let's see if we can destroy this motherfucker. Make it quick, or you'll have to bring me back in a dog food can. Oh, it seems we can. Ha, the big bad wolf. Oare am făcut toate pagubele materiale care puteam? Nu cred că mai avem nimic. This is getting ridiculous, Kane. Next time it's you on the ground and me in the chopper. Chain of command, baby. It's all about chain of command. Nu uși nu complet, oare ce trebuie să mai distrug, nu știu. Nu am idee ce mai trebuie să mai distrug. Am impresia că ăștia se spawnează în continuu. Dacă nu mă înșel. Și cred că nu mai are rost să mai stăm pe aici prea multă vreme. E timpul să plecăm acasă. Go, go, go! Take me home, baby. Welcome to panel, guys! Sper că v-ați simțit bine! So much for the element of surprise. Yeah? Oh, you think we blew our cover? You got the memory cards. So I guess we're still one step ahead. And where does that step take us? The agency's last contact here on Panal. Carl Blaine. What's his story? A Swedish ex-charity worker. Now a professional gambler and alcoholic. And we trust a guy like that? No, but we've got no choice. Blaine knows more about this island than anyone. Now kick back for a while. Enjoy the ride. Okay, here we are. Let's go find Blaine. People of Panal, it is I, your beloved president. Today I have issued the order to close down and clear out the den of foreign decadence called Panal Falls Casino. All foreign nationals in this casino will be rounded up and tried before deportation. Let it be known that those who harbor foreign criminals and unpatriotic scum will be brought before the court and tried. See some dumps in my time. This place. It's worse than we expected. Who are you and what is your business here? I be careful now. We're friends of Carl's. Carl has no friends. Apart from you, Jade Tan. You're his girl, right? Huh. You must be Spooks.
Spooks, hoping to talk to Carl. You are way too late, lady. He's at the casino. What? That casino? Sure. That's where he makes his living. Yeah, where dying ain't much of a living. We need to get there, fast. Then you better hop on. They'll swap that bird out of the sky on sight. I gotta go. But I'll keep an eye on you. Help you out if I can. So, honey, let's go. Adios. You're stopped. If you hurry, you might just save his sorry ass. You don't think too highly of him. If the government gets their hands on Carl, they'll sure come looking for me too. So, as of right now, I'm over the bum. And out of here. Maybe I see you again. Or maybe not. This island is a playground to some, but a graveyard to others. Salamat jalam, Spook! Deci se pare că aici ne îndrumă în următoarea misiune acest super joc. Sper că v-a plăcut, măcar cum mi-a plăcut și mie cât de cât jumătate acolo. Cu siguranță o să mai urmeze o următoare parte. Imediat o să mă bag la randat să vă aduc acest joc, acest minunat joc pe canalul meu, să vedeți și voi despre ce este vorba. Recomand la toată lumea, nu este foarte greu de jucat. Este un joc super, nu-ți trebuie un calculator prea bestial ca să poți să joci la setări bune, ca să simți cu adevărat experiența acestui joc. Ce pot să zic? Sper că v-a plăcut gameplay-ul, sper că v-a plăcut comentariul meu. Cât de cât în săptămâna asta o să fie cam greu cu postarea, deoarece cum știți și voi am o săptămână dimineață, săptămână după amiază. Săptămâna asta este după amiază, deci o să încerc să fac gameplay-urile pentru voi cât de cât rapid și să randez cât de bine pot. După cum știți și voi, pun destul de bine videourile, destul de lungi și părerea mea față de alți youtuberi. Deci sper că apreciați munca. Nu uitați, întotdeauna aștept foarte mult să vă citesc gândurile în comentarii acolo jos, așa că nu vă sfiți să lăsați mesajele voastre și o să răspund la fiecare în parte. Încă o dată vă mulțumesc că m-ați urmărit, o să postez asta cât de repede pot, așa să vedeți și voi ce înseamnă Just Cause și ce înseamnă această insulă minunată. Până data viitoare, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă urez o zi bună în continuare. Până data viitoare, bye bye!